iubiți acestor ori, unul din pasajele frumoase ale Scripturii, unul din pasajele care prinde o mulțime de oameni și esența vieții lor, este acesta din Cartea Evrei, din capitolul 11. Și, bineînțeles, în formă de închinare, aș dori să continuăm citirea acestui pasaj, de la versetul 7 până la versetul 32, unde sunt prezentați niște oameni ai credinței oameni ai lui Dumnezeu, oameni care au exersat credința și oameni care au devenit exemplele credinței. Scriptura spune în felul următor. Prin credință noie, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi. Ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei, moșter, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort. S-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, căci doar le-au văzut și le-au urmat și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și sau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov când a murit a binecuvântat pe fiecare din fiii lui, fii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință, a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie și ca pe uscat pe când egiptenii care au încercat să treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite de șapte zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav, împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduiseră iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. iubiților, versetul 32 este un verset al multor predicatori care se identifică cu el și anume este versetul care ne spune că am predicat mai mult, dar simțim că nu mai avem timp. În această seară nu intenționez să țin o predică despre toți oamenii credinței. Însă, în această seară, aș dori să amintim câteva lucruri despre credință. Când vorbim, de fapt, despre credință, ce vrea să spună omului Dumnezeu este că devine un subiect inepuizabil, devine un subiect continuu. Atunci când oamenii, când credincioșii, de fapt, vorbesc despre credință, vorbim despre două lucruri separate sau prin același cuvânt se definesc două lucruri separate. Prin credință putem să ne referim la setul, la valorile, la doctrina și la învățătura noastră. De aceea spune Apostolul Pavel în epistola către Timotei, am păzit ce? Credința. Adică învățăturile pe care le-am primit, pe care le-am știut, care mi-au fost în mâini, care le-am crezut, le-am păzit. Am păstrat tot ce, ceea ce trebuia să păstrez. În Evanghelia după Marcu, ni se spune în capitolul al doilea despre o rugăciune a oamenilor care erau în preajma Domnului Isus Hristos, și oamenii aceștia, la un moment dat, au spus, Doamne, mărește necredința. Adică, dacă rămânem la primul sens al credinței, înțelegem că, de fapt, oamenii aceștia voiau să aibă mai multe învățături, nu? Nu e adevărat. Credința despre care găsim scris în Marcu, în capitolul 2, este vorba despre un simțământ lăuntric, este vorba despre o dezvoltare a credinței din lăuntrul nostru, care este o manifestare lăuntrică și care este proporțională cu apropierea noastră de Dumnezeu. Credința întărește slujirea noastră. De aceea, Apostolul Pavel spunea în epistola către Romani: Cine are darul prorociei să-l folosească cum? După măsura ce? A credinței lui. Iată că un om care are credință este un om care înaintează în slujirea lui. Dar esențialul în această seară aș vrea să constituie, în partea introductivă, diferența între credința pe care o definește Scriptura ca setul nostru de învățături. Ca uh, doctrina noastră și credința, care este o manifestare lăuntrică, care funcționează, care acționează, funcț care acționează bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. În uh, pasajele pe care le-am citit, alături uh, cu, împreună cu fratele Flavius, Biblia ne vorbește despre credința aceasta ca o manifestare lăuntrică. În nostru Aici nu se referă la doctrină La învățătură Aici se referă la trăirea lăuntrică Și cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1 Începe să ne vorbească Aducându-ne în imagine Explicarea credinței Ce este credința aceasta Care se zămislește în lăuntrul nostru Și el ne spune în termenii cei mai explici, expliciți posibil Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iată frumusețea acestei trăiri lăuntrice. Este definită în mod explicat, în modul cel mai lămurit. Este o încredere în, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Ce înseamnă această încredere? Înseamnă că mâine sau poi mâine sau în viitor, tu ai încredere că un lucru se va petrece. Tu ai încredere că ceva se va întâmpla. Dar această încredere a ta este ancorată în nădejde, adică în speranța care să se întâmple. În împlinirea acelui eveniment la timpul hotărât. Iar din momentul acesta până în momentul acela, Credința noastră acționează. Și acțiunea Credinței înseamnă încredere neclintită. Când vorbim despre încredere neclintită, aceasta ne trimite la capitolul 10, la versetul 39 unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Iată că sunt oameni care pornesc prin credință. În punctul de start au credință, dar de la punctul de start până la momentul împlinirii lucrului pe care și îl doresc se naște ceva. Se naște acest simțământ de neîncredere și oamenii aceia dau înapoi. Oamenii aceia au avut un început bun, au început prin credință. Însă, ceva s-a petrecut acolo. Relația lor cu Domnul s-a zguduit. Încrederea lor a început să fie o încredere care se clatină. Și epistola aceasta vorbește despre o credință care nu se clatină, care dobândește o împărăție care nu se clatină atunci când viața noastră de oameni al lui Dumnezeu experimentează această clătinare în credință, prea e timpul să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu neputincios, Dumnezeu nu schimbă planurile datorită condițiilor care țin de El. Dacă ceva se întâmplă, se întâmplă pentru că s-a clătinat încrederea noastră în lucrurile nădăjduite. Sunt oameni care nădăjduiesc lucruri bune. Însă nu li se întâmplă, nu pentru că lucrul acela nu l-au meritat și că n-a vrut Dumnezeu să îl dea și atunci să ascunde ei. Nu a fi fost voia Domnului, nu. Ci pentru că există această clintire în credință. Omul se balanțează ca barca pe ape când e în stânga, când e în dreapta și își produce acel rău de mare, își produce acel rău al credinței, dacă vreți. Și atunci se întreabă, oare Dumnezeu a vrut lucrul acesta? Și atunci când, când apare această debalanțare, această clintire, ați văzut vreodată vreun obiect care se clatină înainte de a cădea? E, e foarte ciudat, nu știi, cade în stânga, cade în dreapta, se debalanțează. Ei, cam așa sunt unii oameni care uh, își lasă încrederea să fie zguduită, pierd și atunci nu se uită la ei. Atunci încep să-l întrebe pe Dumnezeu, atunci încep să-l învinuiască pe proroc, atunci încep să-l învinuiască pe păstor, atunci încep să-l învinuiască pe părinte. Prea iubiților, când apostolul explică credința, ne spune este o încredere care nu se clintește, care rămâne până la momentul împlinirii. O puternică încredințare despre lucrurile care ochii nu le pot vedea, dar care inima le simte. Este o explicație destul de lămurită, destul de concretă, destul de bine prezentată. Mă rog, ca Domnul să ne mărească credința. Amin. Pe iubiților, Biblia vorbește că această credință din lăuntrul nostru, ea trebuie să aibă ancorarea în Dumnezeu. Sunt oameni care exersează o credință personală. Sunt oameni care exersează o credință filozofică. Curentul stoic, filozofii epicurieni și stoici, spune Scriptura despre ei, filozofii stoici mergeau pe conceptul acesta. Eu cred că mâine mi se întâmplă lucru cu tare. De aceea în limbajul nostru există această expresie, ăsta rabdă cu stoicism, adică el rămâne încredințat că o să se întâmple. Aia este o credință de natură filozofică, o credință de natură umană. O credință care are de-a face cu Dumnezeu, îl implică pe Dumnezeu. Și această credință care are de-a face cu Dumnezeu, nu are niciodată de-a face cu absurdul. Întotdeauna te păstrează în voia lui Dumnezeu. Dacă ai să-ți forțezi mintea și sufletul și ai să-ți concentrezi rugăciunea, că mâine ai să stai în marele bloc al Atlantei și ai să fii miliardar, s-ar putea credința aceea să fie o credință care să-ți fie dezamăgită. O credință în afara lui Dumnezeu. Este un simțământ în om care înseamnă credință. Dar pocăitul, credinciosul, născutul din nou, în exersarea credinței lui, el întotdeauna ține cont de planul și voia lui Dumnezeu. Lucrurile acelea din viitor nădăjduite, care nu se văd, ele nu pot fi niște ancorări în niște dorințe umane. Vreau să am mașina aceea scumpă, vreau să dețin proprietatea aceea scumpă, vreau să mă accepte fata aceea despre care mi se pare că e cea mai frumoasă. Acestea sunt prea iubiților prezumții. Acestea sunt niște exersări omenești Și apoi oamenii gustă dezamăgirea Când vorbim despre credința care are de-a face Cu o manifestare în prezența lui Dumnezeu Această credință se manifestă întotdeauna în acord cu voia lui Dumnezeu Întru, Pentru unii Dumnezeu rânduiește anumite lucruri Pentru unii Dumnezeu nu rânduiește aceleași lucruri Și atunci un credincios matur nu se uită comparativ la semenul său, pentru că pică în, 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 în porunca lui Dumnezeu să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești ceea ce are aproapele tău. Pentru că pofta nu naște credință niciodată. Pofta naște ceva nesăbuit. Ci credința se naște prin relația cu Dumnezeu. Iar apostolul spunea lămurit și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin credință prea iubiților ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Lucruri care nu se văd, dar care există. Știți experiența aceea foarte, foarte banală, cu, un anumit, o anumită doză de umor, în care un profesor foarte, foarte sarcastic îl întreabă pe un elev credincios, ia spunem te rog, tu l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu? Păi nu l-am văzut, înseamnă că nu există. Și elevul s-a întors și a spus, domn profesor, v-ați văzut odată creierul? Nu. Atunci se poate că nu există, nu? Ei, prea în momentul în care vorbim despre credință, noi nu vorbim despre o credință care satisface toate dorințele noastre. Poate nici cele legitime Dumnezeu nu îngăduie să fie satisfăcute. Sunt oamenii al lui Dumnezeu, oamenii ai credinței care au murit bolnavi. Întrebarea mea este, ar fi avut oamenii aceia dreptul să-și ceară vindecarea? Bineînțeles! Care n-ar fi găsit sensul logic ca Apostolul Pavel să-și dobândească sănătatea? Și totuși, voia lui Dumnezeu a fost alta. Pentru că exersarea credinței, Apostolul Pavel spune, m-am rugat pentru țepușul ăsta de mai multe ori, dar Dumnezeu nu mi-a luat. Ce a făcut omul acesta? A exersat credința, însă a înțeles voia lui Dumnezeu. Prea iubiților, credința nu este telecomanda credinciosului la adresa lui Dumnezeu. Credința este exersarea simțămintelor lăuntrice în baza relației cu Dumnezeu în cadrul voii lui Dumnezeu. Dumneavoastră aveți experiențe cu toții. Ați stat înaintea Domnului, ne-am rugat înaintea Domnului. Și nu s-a întâmplat lucrul acela. Asta ce înseamnă? Ori că ne-am ne -am îndoit, am plintit am în credința noastră, ori n-am înțeles voia lui Dumnezeu. Perimetrul exercitării credinței, așa cum spune apostolul aici în epistolă, este întotdeauna voia lui Dumnezeu. Nu numai atât, nu numai explicarea credinței, dar există această exersare a credinței. Versetul al treilea. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Acest pasaj, acest verset, ne pune în actualitatea exersării credinței noastre. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Care este acțiunea credinței? asupra omului. În acest verset, acțiunea credinței este asupra capacității noastre de a înțelege. Pricepem. Prea ca să îți dai seama că tot ce te înconjoară este o creație binecuvântată a lui Dumnezeu. Acest lucru nu cere doar dovadă științifică, acest lucru cere credință. Înțeleptul Născutul din, cel născut din nou, cel credincios, are o atingere a minții sale de Duhul lui Dumnezeu. Și omul acesta acționează pe alte coordonate și alte funcționalități ale sale, în viața lui, în înțelegerea lui, a tuturor lucrurilor care se petrec în jurul lui, este credința. De aceea, omului Dumnezeu spunea că, în dreptul nostru, credința se exersează la nivelul minții, care se transformă apoi la nivelul simțămintelor și a inimii. Prin credință pricepem că tot ce a fost creat, a fost creat cu un scop bine definit. Știți de ce sunt oameni care astăzi vorbesc de miliarde de ani, de uh, epoci ale creării, de teoria, uh, teoria exploziei acelea, pentru că oamenii aceștia nu au credință neavând credință, n-au cum să pătrundă în frumusețea lucrărilor lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu. Neavând credință, ei n-au cum să priceapă ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă trăirea în curăție. Aceste lucruri le sunt ascunse, pentru că ele cer credință, cer o exersare de credință, ele nu se întâmplă natural, ele nu se întâmplă de la sine, ele nu vin doar așa peste om. Ele sunt o exersare a credinței. Iar noi în secolul în care trăim, prea nu suntem chemați doar să adunăm dovezile științifice, suntem chemați la credință. De aceea, mă rog, Doamne, mărește-ne credința. Aceasta este ceea ce poporul lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă. Îmi aduc aminte de ani în urmă, când se luau istoriile lui David și erau foarte controversate pentru că nu existau dovezi arheologice și întotdeauna oamenii pentru o perioadă de vreme au fost foarte sarcastici au declarat că David este un mit a declarat că David este o creație imaginară n-a existat ei la un moment dat au părut și acestea întrebarea mea este credința noastră funcționează pe date arheologice sau pe încrederea nezguduită în cuvântul lui Dumnezeu. Când îți exersezi credința, să o exersezi înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu lăsa Dumnezeu să apară manuscrisele de la Marea Moartă, oare aveam noi dreptul să punem sub semnul îndoielii autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu? Absolut că nu! Pentru că Scriptura ne cheamă să exersăm credința și exersăm credința noastră, aplicăm credința în baza a ceea ce ne spune Dumnezeu. Trăim într-o lume în care moralitatea, decența, demnitatea corporală a adolescenței este un lucru ironizat. Pe iubiților nu se întâmplă natural, dar se poate prin credință să să fie numele Domnului. Pe iubiților suntem prea puțini la nume. Și prea puține dovezi științifice și cele care sunt poate rămâne ascunse. Însă aceasta nu trebuie să facă poporul lui Dumnezeu un popor cu semne de întrebare în ce înseamnă făgăduințele lui Dumnezeu. Ci poporul lui Dumnezeu merge mai departe exersându-și credința în baza relației cu Dumnezeu. Cel de-al treilea element pe care aș vrea să-l privim în această seară este exemplificarea credinței. Este exemplificarea credinței. Sunt prezentați aici oamenii lui Dumnezeu de la Abel și continuă un șir de oameni care ce mi se pare foarte demn de luat în considerare este faptul că oamenii aceștia sunt oameni din Vechiul Testament. Sunt oameni care au trăit înainte de Domnul Isus Hristos, iar credința primului dintre ei este o credință exersată în dreptul închinării. Prin credință, Abel, spune scriptura, a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Pe ibiților, închinarea noastră nu este versul cântării, nu este cuvântul rugăciunii. Închinarea noastră este bazată pe credință, iar credința aduce versul cântării, armonia. Închinarea, credința noastră aduce bogăția rugăciunii. Ne sunt prezentați acești doi frați, doi fii ai familiei lui Adam și Eva și ne sunt prezentați oamenii aceștia aducându-și închinarea prin credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Genesei că Dumnezeu s-a uitat cu plăcere către Abel și jertfa lui, și închinarea lui. Ce a citit Dumnezeu în Abel? A citit credință. Omul acela s-a închinat, dar s-a închinat prin credință, crezând că jertfa pe care o aduce are trecere înaintea lui Dumnezeu. Pe iubiților, oare de câte ori am înălțat rugăciunea noastră și am cântat cântarea într-un mod mecanic, într-un mod lipsiți de credință? Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze închinarea noastră cu puterea credinței, prea iubiților. Cântările noastre vor, ar, vor suna altfel. Rugăciunile noastre vor fi altfel. Atunci când vor fi aduse prin credință, au ajuns s-a ajuns de multe ori în momente de criză în care hai să mai cântăm o cântare, hai să mai facem o rugăciune și parcă uh, se transmite o stare de lehamete. Uh, parcă că nu mai potrivește cuvântul acela pe care îl spunea David. Mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului, pentru că acolo se cânta, acolo era cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu închinarea acestei biserici să o binecuvinteze cu credință prea iubiților. Dumnezeu, ascultă rugăciunea, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu primește cântarea, Dumnezeu primește slujirea. Abel îți spune, îți dă un exemplu al închinării prin credință, indiferent cine în jurul tău este dezamăgit, se închină în formalismul lui. închină lui Dumnezeu prin credință. Al doilea exemplu, al doilea personaj despre care ne spune Scriptura este omul lui Dumnezeu Noie, care Face lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Prin credință. Spune Scriptura, a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prea sunt lucruri pe care Dumnezeu le cere în lucrarea noastră să le săvârșim și care nu au sens în lumea exterioară. Ce sens are într-o duminică seară să ne adunăm câteva sute de oameni și să transpirăm în locul acesta? Ce sens are să te duci în capătul lumii să propovăduiești Evanghelia? Ce sens are să-ți lași o posibilă educație socială, să te duci într-un seminar teologic sau într-o școală de muzică și să vii și să slujești în biserică? Sunt lucruri care dintr-o anumită perspectivă, din afară, nu fac sens. Însă noie, nu a luat pulsul societății. Noie, nu s-a dus să trebuie, oameni buni ați mai auzit de ploaie? Oameni nu voi ați mai auzit de barcă, de corabie, de arcă? Ați mai auzit de o creatură așa care să arate cumva, să are atâția coți și atâta înălțime și separată în căsuțe și pătrățele? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu N-are cum să aibă referința din afară. Nu ne pot spune cei din afară cum să misionăm și cum să nu misionăm, cum să predicăm și cum să nu predicăm. Predicăm Evanghelia. O, că le contravine legilor lor. Predicăm Evanghelia spre slava lui Dumnezeu. Este o lucrare făcută prin credință. Noe a făcut ceea ce a spus Dumnezeu și credința și lucrarea lui Noe a fost o lucrare care s-a dus pentru a scăpa casa. Lucrarea noastră, prea este o lucrare care o facem prin credință cu scopul salvator. În momentul în care ai să înțelegi importanța lucrării tale prin credință, miercurea seară o să fie ca duminica seară. Până atunci n-ai priceput. Până atunci te-ai scuzat, până atunci ai interpretat, până atunci ai spus, în momentul în care ai înțeles că prin credință trebuie să lucrezi, în momentul în care te lași pătruns de înștiințarea lui Dumnezeu, cum a făcut Noe, atunci omul merge mai departe și lucrează pentru slava lui Dumnezeu. Adoniram Judson este primul misionar american care a plecat în India. Este o carte extraordinar de frumoasă a unui om care a avut câteva zbatere ale adolescenței și căruia Dumnezeu i-a vorbit. Omul acesta a ajuns în Burma, în India, în niște zone unde sălbăticia ținea loc de civilizație. Un om care a sacrificat, un om pe care l-au privit contemporanii lui și l-au întrebat dacă și-a pierdut mințile, un om care s-a dus, a călătorit pe jos cu vasele acelea pe, pe mări. Un om care și-a pierdut doi copii, imediat după ce au fost născuți, unul în momentul în care s-a născut celălalt, la scurtă vreme după aceea. Un om care a stat în lucrarea lui Dumnezeu, în urma lui. A rămas tradusă scriptura pentru oamenii din zona aceea. În America, în timpul în care el a vrut să plece în misiune, din mișcarea metodistă. Nimeni nu concepea așa ceva. Însă un spirit ca lui Noe s-a așezat în mijlocul, în inima acestui om și citesc paginile savurându-i dăruirea prin credință. Lucrarea noastră este pentru salvarea celor din jurul nostru. Prea iubiților, cântarea noastră nu-i telefonul primit și solicitarea primită. Cântarea noastră mângâie, propovăduirea noastră zidește, Slujirea noastră importantă. Vom merge mai departe la cel de-al treilea personaj enunțat aici, prin credință, Avram, care vorbește despre ascultarea credinței. Ascultarea prin credință. Când ascultă copilul cel mai bine, când îi spui dacă faci lucru cu tare, tată îți cumpără cu tare. Și ascultă de nu se poate. Avram, ni se spune că Dumnezeu i-a vorbit. Chemându-l, iar chemarea lui Dumnezeu a fost în felul următor. Avrame, ieși din țara ta, din seminția ta, din familia ta. Prima dată Dumnezeu l-a chemat afară și apoi l-a chemat undeva. Este ca și cum Dumnezeu ți-ar spune, într-un mod obiectiv, în momentele acestea, trebuie să părăsești Atlanta. Unde, Doamne? Părăsești Atlanta. Doamne, Nord-Sud, du-te din Atlanta. Doamne, dar unde să mă duc? Du-te din Atlanta. Care îmi face, frate, Să faci un asemenea lucru, cere credință. Să știi să pleci, să-ți lași neamuri, să-ți lași apropiați, să te duci unde doar ai auzit și ai auzit de la Dumnezeu. Să te duci în niște oameni pe care nu-i cunoști. Ascultare prin credință. O ascultare care este premiată de Dumnezeu, o ascultare care este binecuvântată de Dumnezeu. Prin credință apoi a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței și s-a așezat acolo, însă s-a așezat cu nădejdea unei țări veșnice, pentru că experiența lui Avram s-a transformat într-o experiență a ascultării pentru a ajunge în patria eternă. Există prea o ascultare care este determinată de conveniență, Există o ascultare care este determinată de factori financiari, materiali, relaționali. Și există o ascultare a credinței, care s-ar putea să te pună de multe ori sub disprețul altora, care s-ar putea să te pună de multe ori sub întrebările altora, dar care întotdeauna te pune alături de Dumnezeu. Și întotdeauna te va ține în călăuzirea lui Dumnezeu. Avram este exemplul ascultării prin credință. Merge mai departe și următorul personaj despre care ne spune Scriptura, prin credință Sara, cu toată vârsta ei a trecut, a, cu toată vârsta ei trecută, a primit puterea să zămislească fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Este transformarea prin credință. Prea credința are putere transformatoare transformarea asupra stării emoționale, transformarea asupra stării uh, mentale și are putere transformării asupra stării fizice. Există o putere a credinței, care e o putere transformatoare, care trebuie întotdeauna considerată. De aceea atunci când ne rugăm pentru cei în suferință, ne rugăm ca Dumnezeu să-i vindece, Dumnezeu poate să transforme, slăvit să fie în numele Domnului. Mi-aduc aminte de anii uh, 80 când uh, împreună cu tatăl meu și cu unchiul meu uh, din, din Canada uh, am trebuit să vizităm o familie în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava. Unul din copiilor, în perioada aceea foarte rece, era undeva în iarnă, a încercat să treacă uh, granița împreună cu alți oameni și au fost prinși. Datorită sensibilității sale... A căpătat o exemă extrem de dureroasă. Cei de la uh, 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 închisoarea, pentru cei care au vrut să fugă din uh, Timișoara, s-au gândit să-l trimit acasă, să-l uh, elibereze din închisoare. Și un om care nu putea decât să suporte niște haine foarte subțiri pe el, a fost trimis cu uh, o mașină, venit să-l ia părinții, și de la Timișoara până în Suceava, omul acesta a mers. A fost într-un permanent geamăn, într-o permanentă durere, într-un permanent chin. Au ajuns la Suceava, în localitatea, în casa lui. Am intrat în camera lui și era greu să-ți dai seama care e culoarea feței lui, care e culoarea pe mâini. Era totul o exemă. Și pentru că eram acolo, a început să se abțină din durere, să strângă din dinți. I s-a făcut ungerea în seara aceea. Ne-am rugat, ne-am rugat cu frații lui, cu familia, cu părinții. Au trecut, era într-o seară de marți sau de miercuri. Duminică, tânărul acela a fost în biserica din Dumbrăveni și a dus dovada că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Prea iubiților, avem un Dumnezeu care are puterea transformării. Sara, femeia aceasta, ne spune Scriptura că prin credință, deși experiența lui Sara a fost o experiență care ținea la un anumit, la un anumit nivel și de sarcasmul Sara a râs, însă Scriptura ne spune că după ce a trecut râsul, după ce a trecut starea aceea de incertitudine, a urmat o stare de credință prea iubiților, Spuneți cuvântul lui Dumnezeu că Sara a avut credință, l-a crezut, a, a, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Prea iubiților, noi avem un Dumnezeu care este caracterizat de credincioșie. Sara și-a analizat starea fizică, dar Sara și-a analizat puterea Dumnezeului ei. În această seară te chem înaintea unui Dumnezeu care are putere să transforme. Slăvit să fie numele Domnului transformă orice Sara este modelul acela. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre vorbirea prin credință. Prin credință Isaac a dat lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucruri viitoare. Prea iubiților, cuvintele noastre au putere, însă cuvintele noastre însoțite de credință au o putere izbăvitoare și mântuitoare, au o putere de binecuvântare. De aceea este importantă vorbirea. Cuvântul lui Dumnezeu pune un foarte mare accent pe vorbire, ceea ce Dumnezeu va judeca, va judeca orice cuvânt nefolositor și din gură. Pentru că Dumnezeu te cheamă la o vorbire a credinței. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, folosiți un limbaj biblic. Folosit un limbaj dumnezeiesc, există o vorbire a credinței. Atunci când te adresezi către fratele tău și vorbirea credinței te va curăți de vorbirea lingușitoare, te va curăți de vorbirea măgulitoare, te va pune în fața unei realități. Sunt oameni care au tendința aceasta de a exagera. Văd un fenomen, văd o situație și ori în, parte, ori în partea negativă, ori în partea pozitivă exagerează. Și mă uit la ei câteodată și mă gândesc, oare oamenii ăștia realizează ce fac? Dacă îl întrebi un om, ce faci? Ia să te apuci să-i spui ce faci, să vezi dacă mai are chef să te asculte. Normal așteaptă să-i spui bine. Dar ia apucă hai să-ți povestesc, să vezi, bani n-am, îți bolnav, nu prea mă ascultă copiii. Și stai și spune că dacă te-a întrebat, de-aia te-a întrebat, nu? Ei, trebuie să folosim o vorbire a credinței. Fraților, dacă ne-am adresat celui de lângă noi, soțului, soției, copilului sau părintelui, prin o vorbire a credinței. N-aveți idee cât de multe alte vorbiri nu mai au loc, pentru că credința are un rol purificator și o vorba credinței te scoate afară, scoate afară celelalte vorbiri. Și mă rog în această seară, Isaac, să fie modelul vorbirii prin credință. Omul acesta a rostit binecuvântări și lui Iacov și lui Esau. Dar le-a rostit cu credință și binecuvântările acestea au fost onorate de Dumnezeu. Apoi mergem la un om al lui Dumnezeu, la Iacov, despre care ni se spune că omul acesta era o credință izbăvitoare, străbătătoare sau străbaterea prin credință. Preebiților, când Iacov a plecat. Când Iacov a ajuns să lucreze la socrul Său la ban. Și când Iacov s-a întors, omul acesta a fost un om care a străbătut prin credință. A plecat dintr-un loc cunoscut într-un loc necunoscut. A plecat dintr-un loc în care niciodată nu s-a acomodat înapoi spre un loc cunoscut unde avea dușmani. Dar a știut să străbată. Pe iubiților, tendința noastră este o tendință de a fugi și a abandona. Câți dintre noi n-am lăsat relații? Conversații nefinisate, relații abandonate și am plecat lăsând ruinele în urmă. Cuvântul lui Dumnezeu te cheamă să străbați drumul înapoi și să fii un om care ai demnitatea să străbați toate obstacolele vieții tale, toate urmele neplăcute care le lăsa, toate vorbele, toate gesturile, să te duci să repari. Este o străbatere prin credință, prea iubiților. La aceasta te cheamă Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri care rămân, cicatrici care rămân nevindecate. Și Dumnezeu ne cheamă la acest aspect. Apoi urmează Iosif, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre uh, <coughs> revederea sau revenirea prin credință. Omul acesta a spus în felul următor, când veți pleca să luați și oasele mele, pentru ca să le duceți în țara Canaanului. Este un om al unei speranțe, a revederii, a, a părtășiei împreună. Apoi ni se vorbește despre un alt om, un mare om al lui Dumnezeu, despre Moise, despre răsplătirea prin credință. Răsplătirea prin credință. Omul acesta s-a uitat la tot ce a avut și la tot ce a făgăduit Dumnezeu prin credință. Iar motivul comportamentelor lui Moise n-au fost nici frica, și n a fost nici intimidarea, și n-au fost altceva decât pironirea ochilor lui înspre răsplătire. Un ultim personaj la care aș vrea să mă refer este Iosua, despre care se spune că prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite de șapte ori și aceasta înseamnă înaintarea credinței. Prea iubiților, Iosua a aplicat una dintre cele mai neaplicabile strategii militare ale tuturor timpurilor. De unde, fraților, când un erihon cu temelii bine așezate, o cetate despre care probabil localnicii râdeau în mod ironic când îi vedeau pe aceștia că umblau în jurul cetății, să poată cineva să creadă că cetatea aceea se dărâmă. Dar înaintarea prin credință dă izbândă. Am în această seară o întrebare pentru noi toți, pentru familiile noastre, pentru părtășii acestei biserici de 15 ani împreună. Fraților, credeți că putem să înaintăm prin credință? Slăviți să fie numele Domnului! Vă invit să ne ridicăm în picioare în această seară, am văzut cum Dumnezeu ne-a dus explicarea credinței, exersarea credinței, exemplificarea credinței și ne-a adus exemple din toate sferele de activitate: închinare, lucrare, ascultare, transformare, vorbire, străbatere, revenire, răsplătire, înaintare. Aș vrea să te întreb în această seară: există un domeniu al vieții tale unde trebuie întărită credința? Este un model biblic care spunea: Doamne, mărește necredința. În această seară, probabil te uiți la falimentele tale morale, probabil te-ai zbătut în adolescența ta și ai dorit să biruiești patimile tale. Aș vrea să spun că nu-ți trebuie ceea ce crezi tu, îți trebuie credință. Probabil te-ai uitat la relația pe care o ai și te-ai uitat că este o relație stângace, ceea ce trebuie, îți trebuie credință. În această seară, haideți să înălțăm înaintea lui Dumnezeu o rugăciune, să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, mărește necredința și mă rog ca Domnul să ne asculte rugăciunea.